programul Neamț 2020 are un singur scop. Acela ca județul Neamț să treacă de la statul actual la dezvoltare, creare de locuri de muncă și să genereze în Moldova și în România un model de bună practică. Astăzi, în județul Neamț, în prezența celor doi copreședinți, suntem în fața dumneavoastră, domnul primar Dragoș Chetin și cu subsemnatul în calitate de președinte al organizației și vom ține conferința de presă care anticipează lansarea candidaților pentru alegerile locale. Pentru început, cu acordul dumneavoastră și a celor doi copreședinți, am să-l rog pe domnul primar Dragoș Chitic să vorbească în ceea ce înseamnă programul Neamț 2020 privind administrația locală și primăria și orașul și comunitatea Piatra Neamț. Domnul primar. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, vă spun și eu tuturor și vreau să încep prin a saluta prezența la Piatra Neamț a copreședinților Alina Gorghiu și Vasile Blaga la un eveniment care poate fi considerat unul din cele mai importante evenimente din preajma unei campanii electorale și anume lansarea candidaților. Venim astăzi în fața dumneavoastră să vă prezentăm un proiect și eu am să mă refer la proiectul Piatra Neamț 2020 pentru că reprezint această comunitate, un proiect Piatra Neamț 2020 care face parte integrantă, evident, din proiectul Neamț 2020. Acest județ are nevoie de dezvoltare, are nevoie de o administrație liberală și se simte din plin acest lucru. După cum bine știți, în decembrie 2014 am preluat funcția de primar interimar al municipiului Piatra Neamț cu un proiect intitulat la vremea respectivă Normalitate în administrație, exact lucrul de care orașul Piatra Neamț avea nevoie și am plecat de la ideea foarte clară că un primar este persoana care trebuie să fie în mijlocul oamenilor și nu deasupra lor. Misiunea unui primar este clar să abordeze fiecare problematică a unei comunități locale și să găsească soluții pentru fiecare dintre ele. N-am lăsat deoparte problemele mici, să le zicem, ale comunității, dar importante pentru oameni, pornind de la iluminatul public, spațiile verzi, problema câinilor comunitari, spațiile de joacă și ajungând până la infrastructura acestui oraș, fiscalitatea, prietenoasă pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri și, evident, dezvoltarea acestei comunități. Un primar, din punctul meu de vedere, pe lângă rezolvarea problemelor curente ale comunității, trebuie să dea dovadă și de viziune și în acest sens suntem pregătiți cu un program foarte clar pentru perioada 2016-2020 care să ducă la dezvoltarea acestei comunități. În perioada următoare vă vom prezenta programul de guvernare locală 2016-2020 așa cum v-am obișnuit și până acum, la începutul fiecărui ciclu, la începutul fiecărui an, să venim cu un program concret, adaptat realităților comunității, iar la sfârșitul perioadei de implementare să vă prezentăm stadiul în care am ajuns. O problematică importantă o considerăm și sprijinul mediului de afaceri dintr-o comunitate, pentru că mediul de afaceri este cel care generează locuri de muncă și care poate duce la creșterea calității vieților cetățenilor. Sunt proiecte concrete în acest sens. Pe lângă o politică fiscală locală prietenoasă, vrem să ne îndreptăm spre sprijinirea mediului de afaceri prin realizarea unui incubator de afaceri completat cu un parc industrial care să ducă la crearea în zona metropolitană, Piatra Neamț, a câtorva mii de locuri de muncă. Acest proiect Piatra Neamț 2020 are la bază o analiză foarte atentă
a realității în care se află municipiul Piatra Neamț la acest moment. Totodată acest proiect și-a propus să implice întreaga comunitate locală, să implice toate categoriile socioprofesionale din Piatra Neamț. Știți foarte bine că de-a lungul acestei perioade de un an și patru luni de zile de când conduc primăria municipiului Piatra Neamț, consultările au constituit un mijloc prin care am aflat nevoile comunității și au constituit modalitatea prin care ne-am propus să implicăm comunitatea în luarea deciziilor importante pentru acest oraș. Din punctul meu de vedere, avem nevoie și de o colaborare foarte bună cu o altă instituție importantă, și anume Consiliul Județean Neamț. Lucru care, din păcate, nu se întâmplă în acest moment, pentru că sunt proiecte comune pe zona metropolitană și pe tot județul Neamț, proiecte care pot fi făcute doar în parteneriat între primării și Consiliul Județean Neamț. Consultarea cetățenilor, dialogul, implicarea în luarea deciziilor au demonstrat că ne pot face să fim mai eficienți în actul administrativ. Acest lucru va continua și în perioada următoare și mai ales pentru faptul că ne așteaptă un exercițiu financiar european, i-aș spune de acum 2016-2020, în care ne-am propus să atragem în Piatra Neamț cât mai multe fonduri europene. Orașul Piatra Neamț are nevoie de aceste fonduri pentru a se dezvolta în perioada următoare și suntem pregătiți să aducem aici, la noi, în Piatra Neamț, cât mai mulți bani europeni. Legat de echipa de la Piatra Neamț, pot să vă spun că suntem o echipă puternică, o echipă unită și vom câștiga alegerile din vara acestui an. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! După cum vedeți, în fața dumneavoastră este o persoană care a demonstrat că are calități manageriale, a demonstrat că are integritate și mai ales că este un om simplu ca toți ceilalți cetățeni și prin acest om PNL va câștiga la Piatra Neamț. PNL va câștiga la Piatra Neamț așa cum a câștigat și în 2015, când PSD-ul în mod abuziv a încercat să ocupe primăria, așa cum a câștigat de fiecare dată când PSD-ul prin abuzuri și lovituri de palat a încercat să dea la o parte dreptatea, ordinea și corectitudinea pe care aleșii noștri au arătat-o în administrație. La fel se va întâmpla și la alegerile locale din 2016. PNL-ul, pe data de 6 iunie, va fi câștigător și va defini o administrație liberală la nivelul orașului Târgu Neamț, a municipiilor Roman și Piatra Neamț, iar în fruntea Consiliului Județean, administrația liberală cu președintele liberal vor face ca acest județ să cunoască atât normalitate, cât și dezvoltare. Subliniez cele două atribute pe care vrem să le definim în programul NAMS 2020. Normalitate și dezvoltare. Pentru că această țară și acest județ are nevoie de cele două atribute. Nu este normal ca în acest județ Partidul Social Democrat să ocupe fiecare poziție în mod abuziv, iar de acolo să dezvolte mecanisme prin care baronii să-și aservească cetățenii. De aceea spun încă o dată că acest județ, pentru a cunoaște dezvoltare, are nevoie de o guvernare liberală la nivel de județ și la nivel național. Principalul deziderat pentru care ne vom lupta în cei 4 ani care va urma de guvernare va fi autostrada care se lege Moldova de Transilvania și infrastructura județului. Este anormal să vii de la Bacău până la Piatra Neamț și pe un drum de 60 de kilometri să nu reușești să ajungi în jumătate de oră. De aceea, subliniem încă o dată, cum am spus-o și în alte momente, drumul Bacău-Piatra Neamț va fi o prioritate pentru liberali, o prioritate în care să avem o infrastructură și o cale de rulare rapidă cu cel puțin 4 benzi. Pentru că în momentul respectiv putem vorbi și despre dezvoltarea turistică a județului,
și putem vorbi și despre locuri de muncă, așa cum a prezentat puțin mai devreme domnul primar. Parcurile industriale au nevoie de investitori, dar au nevoie și de infrastructură. În sensul acesta, vă spunem că astăzi vom prezenta la ora 12 și sunteți și dumneavoastră invitați să participați la lansarea candidaților pentru alegerile locale 2016, echipa liberală care va defini schimbarea, schimbarea fiind în bine și întoarcerea spre normalitate. Cum de foarte multe ori cu mine și cu colegii noștri vă mai întâlniți, am să-i rog pe cei doi copreședinți să ia cuvântul și să stăm la dispoziția noastră ulterior pentru întrebări. Domnule președinte, doamna președinte. Mulțumesc tare mult că participați astăzi la această conferință de presă. Eu o să fiu cât se poate de scurtă. Am să vă spun că suntem într-un turneu de lansare a candidaților prin țară. Am fost la Brăila, iar am fost la Prahova și cu ocazia aniversării zilei de naștere a domnului președinte de onoare al Partidului Național, Mircea Nescu Chintus. Astăzi suntem la dumneavoastră în județ, iar mâine la Vaslui. Iar tot acest turneu are menirea de a face publice candidaturile pe care Partidul Național Liberal și le asumă la nivelul fiecărui județ și, de ce nu, așa cum ați observat, de la domnul primar și programele de guvernare locală cu care candidații noștri doresc să intre în competiția din data de 5 iunie. Vă mărturisesc că miza lansării candidaților în Moldova și astăzi, în special în județul Neamț, e foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Trecând de la miza mea personală, de natură afectivă, că sunt moldoveancă și mi-aș dori tare mult să văd în sfârșit că scăpăm de culoarea roșie în Moldova și de sărăcia impusă de PSD în Moldova, dimensiunea pragmatică, justificarea pragmatică a nevoii de lansarea unor candidați profesioniști și buni este legată de reducerea decalajelor între Ardeal și Moldova. E foarte important ca și regiunea Moldovei să intre pe un făgaș de normalitate, așa cum spunea președintele Mugur Cosmaljuc, să aibă parametrii de dezvoltare atât în infrastructură, în locuri de muncă, în număr, în cifre de afaceri a firmelor de aici și așa mai departe, așa cum putem observa că sunt acești parametri în Ardeal. Vă mărturisesc că sunt foarte încântată de echipa de la Neamț și sunt absolut convinsă că acest tandem între primarul de municipiu reședință, domnul Chitic, și cel pe care noi astăzi îl lansăm prima poziție pentru lista de Consiliul Județean, domnul președinte Mugur Cosmaljuc, acest tandem va fi unul câștigător pentru județul Neamț și rețeta de succes pentru cei care își doresc o altfel de administrație. Vorbea domnul primar mai devreme despre nevoia unei strategii comune între primării și Consiliul Județean. Vă spun, după ce am făcut aproape de două ori România în lung și în lat, că acolo unde există o comunicare corectă, coerentă între Consiliul Județean și primării, și mai ales primăria municipiului reședință de județ, funcționează cum trebuie și se dezvoltă comunitatea cum trebuie și oamenii au un nivel de trai decent. Acolo unde nu funcționează această colaborare, cum este cazul județului dumneavoastră, consecințele sunt pe măsură. Nu-mi rămâne decât să vă invit și eu la lansarea candidaților, să vă spun că obligația oricărui partid din România este să-și lanseze candidații în timp util și să-și lanseze la rândul lor acești candidați un program de guvernare locală, ceea ce nu se întâmplă pe scena politică românească decât în grădina Partidului Național Liberal. Mă bucur că se întâmplă acest lucru, pentru că este o obligație de onoare față de electorat să poată ști cu ce proiecte venim în fața domniilor lor, să poată cunoaște aceste proiecte, să le poată completa, să le poată critica, să le poată îmbunătăți împreună cu candidatul nostru. Lansarea în ultima secundă a candidaților și a programelor mi se pare o sfidare la adresa electoratului, lucru care o să constatați că se va întâmpla cu vârf și îndesat
în România. Îi felicit pe cei doi care și-au asumat această misiune cât se poate de importantă pentru filiala Neamț. Mugur este prieten de ani de zile și vreau să vă spun că va fi unul din politicienii la care o să vă rog să fiți atenți, pentru că veți auzi la nivelul politicii naționale de numele Cosman Ciuc mulți ani de acum înainte. Iar domnul primar Chitic, în opinia mea, este unul din cei mai pricepuți și mai tehnici edili pe care județul Neamț îi putea avea. Ar trebui să fie extrem de mulțumită comunitatea din Piatra Neamț că am venit astăzi cu asemenea candidatură bună în fața domnilor lor. Eu vă mulțumesc, îl rog pe domnul Blaga să ia cuvântul și vă stăm la final la dispoziție cu întrebări. Mulțumesc și eu, bine v-am găsit, domnul Neamț, Piatra Neamț. Dacă de la cuvinte, 25 de ani de administrație PSD în Moldova a făcut ca această regiune să fie de departe cea mai săracă din țară. Și lucrul ăsta nu mai trebuie demonstrat. PSD-ul a considerat în permanență că, dacă oricum Moldova este un bazin de vot pentru ei, nu trebuie să facă mare lucru pentru moldoveni. Lucrul ăsta se mai regăsește într-o provincie, din păcate, a doua ca sărăcie în Ordenia. Tocmai de aceea, după 15 ianuarie, când am început lansarea candidaților noștri în țară, am început să o facem din Galați, din Moldova. Și am lansat candidații în Galați, în Suceava, în Botoșani, în Iași. Iată, astăzi, în Bacău, candidatul la primăria municipiului, astăzi în Neamț, iar, cum spunea colega mea, mâine, în Vaslui. Și venim de fiecare dată cu oameni foarte serioși și foarte aplicați și mă bucur că aseară Consiliul Executiv Județean a votat în unanimitate pe Mugur pentru a candida pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Organizația noastră de aici arată mult mai bine decât în vara trecută. Apoi și am trecut împreună cu doamna Gorghe de două ori în Neamț. Am avut aici diferite școli și ale colegilor noastre și de pregătire pentru viitoarea campanie electorală. Și suntem într-un județ și într-un municipiu cu mare potențial de dreapta. Să nu uităm că niciodată stânga nu a câștigat în Piatra Neamț și nu va câștiga nici în 2016. Domnul Chitic, după cum arată toate analizele, fiind de departe cel mai bine cotat candidat, cel mai apreciat de către locuitorii din Piatra. Dar avem candidați buni nu numai în Piatra Neamț. Avem și în Roman și Laurențiu se convins că va recâștiga din nou în Roman. Iar în ansamblu, credem, urmărind și scorurile de la alegerile prezidențiale, că există un potențial de a câștiga și județul Neamț. În condițiile foarte grele de atunci, am fost foarte aproape de a câștiga prezidențialele din Neamț, chiar dacă din nefericire, încercând să-i creeze un avantaj competitiv lui Ponta, dragă, am cumpărat 38 de primari și din Neamț de la noi, între cei 486 pe care ni-a luat. Vedeți cum e, cel de sus nu doarme și, până la urmă, tot au pierdut alegerile prezidențiale. Convingerea mea este că cei doi colegi, principalii candidați, vor câștiga și vor conlucra pentru binele acestui județ, pentru că, așa cum spunea și doamna Gorghiu, dacă nu există o conlucrare foarte bună între județ și primăria municipiului, nu pot dezvolta armonios întregul județ. Obligația noastră, și am spus-o și la ea, și am spus-o și la Suceava, și a mea și a doamna Gorghiu, este de a sprijini un guvern liberal care să dezvolte infrastructura națională spre Moldova. Pentru că mai sunt 2 ani până în 2018 și pe vreo toate vom să călători așa cum se cuvine Marea Unire, dar într-o 100 de ani nu s-a reușit să lege prin proiecte mari de infrastructură, prin autostrăzi, măcar cele 3 mari provincii. Vrând nevrând, drumul spre Europa și al moldovenilor și al muntelor este prin Transilvania către Uniunea Europeană. Lucrul ăsta trebuie înțeles pentru că
Dacă nu se va face, va fi și guvernul, vina guvernului de la București, noi nu vom sprijini un guvern care nu va face aceste demersuri. Pentru că, din nefericire, diferența de dezvoltare între Argal, pe de o parte, și restul provinciilor crește. Și asta nu este bine. Nu este bine deloc pentru noi, nu este bine deloc pentru România. Eu vă mulțumesc mult și sigur vă stăm la dispoziție și mă bucur că este ta presă în Neamț, mult mai mult decât în Iași, bucurie. Vă rog. Se poate, din acasă, de la televizor, două întrebări, dacă se poate. Spuneați în urmă cu câteva luni, când ați fost la Pedro Neamț, că aceste nominalizări pentru candidaturi se vor face pe baza unor studii, pe baza unor consultări cu cetățenii. Ați făcut sondaje sau ceva de genul ăsta? Ne puteți releva ceva în aceste lucruri? Toate analizele sunt pentru noi. Dar dacă vă uitați cu atenție și dumneavoastră aveți surse presa peste tot, observați că în toate analizele de departe, cel mai bine plasat în opțiunea electoratului în Piatra Neamț, este domnul primar interimar Chiti, care va fi primarul în Piatra Neamț. De asemenea, în toate analizele colegilor noștri, de departe, cel mai bine plasat pentru a conduce Consiliul Județean este domnul Răzmaciu. Și mă bucur că face o echipă foarte bună cu domnul Drăgan, care va recâștiga Mutașca și iată că se poate și aici și că colegii noștri care au condus până mai ieri această organizație s-au înțeles, astăzi avem o conducere unică, dar în această privință avem loc pentru fiecare dintre colegi. Încă o întrebare care ne privește mai mult, dar e televiziunea publică și de asta vreau să mă întreb dacă ați făcut nominalizările pentru Consiliul de Administrație a TVN. S-au votat la grup, înțeleg, săptămâna trecută. Săptămâna viitoare deja sunt audierile în comisiile reunite de cultură și în foarte scurtă vreme va funcționa, după un an și jumătate, dacă nu mă înșel, acest Consiliu de Administrație conform legii. Problema este mult mai acută și mai profundă decât desemnarea unui Consiliu de Administrație, pentru că televiziunea publică are o situație, după părerea mea, infernală. Vorbim de peste 700 de milioane datorie, vorbim de vreo 2500 de dosare câștigate de salariați în instanță, iar cuantumul drepturilor salariale se ridică undeva la peste 10 milioane de euro. Vorbim de oameni care în acest moment nu știu dacă își vor încasa salariul luna viitoare și instituția habar nu are dacă va avea capacitatea pe aprilie să-și plătească utilitățile. Deci problema este mult mai gravă decât pare a fi. Problema este următoarea, că vă aduceți aminte desigur că guvernul anterior, și nu vreau deloc să mă folosesc de numele lui Ponta acum, dar așa, asta e adevărul, guvernul anterior, acum câțiva ani, a semnat un memorandum, 3 ani, deci, a semnat acel memorandum prin care trebuiau să fie implementate soluțiile pentru scoaterea TVR-ului din situația de criză. Evident că acest memorandum n-a fost dus deloc la bun sfârșit, nu s-a ars nicio etapă din cele prevăzute în memorandum și suntem astăzi în situația de a discuta despre soluția extremă a intrării în insolvența televiziunii publice pentru a putea fi salvată. Noi sperăm așa că acest Consiliu de Administrație, odată validat prin vot, va veni într-un termen foarte scurt cu niște soluții pe care să le poată prezenta cu argumente pro și contra, astfel încât să aibă și guvernul temeiul să poată plăti acele datorii sau o parte din datorii pentru a face TVR-ul să fie funcțional. Și dacă îmi permiteți o scurtă completare privitoare la sondajele din Neamț, vă spun că peste tot, nu doar în Neamț, facem analize și avem o singură premiză. Să punem și să identificăm și să-i desemnăm pe cei mai buni candidați. Pentru că bătălia asta cu PSD-ul, campania electorală, se va duce om la om pe tot terenul. Suntem noi și PSD. Nu există altă forță politică care să poată pune probleme în această campanie electorală. Motiv pentru care și în județul Neamț voi face același apel către nemțeni să înțeleagă că, din păcate, fiind un singur tur,
e nevoie să voteze în acest singur tur, la acest moment, ca și cum ar vota în turul 2, adică dacă nu o să mai vrea la nivel de administrație PSD-ul, singura opțiune viabilă prin care poate fi măturat PSD-ul este un vot pentru Partidul Național Liberal. Asta nu înseamnă că ne-am pierdut speranțele pentru cele două tururi de alegeri, să procedura în curs și până nu vedem dacă ne vom încadra să avem termenele necesare pentru administrație, n-am să mai fac discuția pe cele două tururi. Toți acele criterii de integritate și calitate umană, adică nor penal, nor anii și așa mai departe? Noi, la nivelul conducerii centrale a partidului, în conformitate cu prevederile statutului, validăm în Colegiul Director Național candidații pentru funcțiile de primare, reședințele de județ. Deci sunt 48, că în care sunt 7, da? Și cei care conduc listele, deci candidații pe funcția de președinte Consiliului Județean, chiar dacă vor fi singuri. Pe acest punct de vedere, vreau să vă spun că am validat mai puțin 3, deci asta înseamnă 45 de candidați pentru funcția de primare, reședințele de județ și aproape la fel candidații pentru președinte Consiliului Județean și nu am făcut niciun rabat. Responsabilitatea în județ sau apără cei din conducerea organizațiilor județene, dar sunt convins că vor respecta aceste criterii și ei. Dacă îmi permiteți să răspund la întrebarea domnului Vinca în completare, în momentul în care vor fi validate dosarele în întregime, fiecare va avea obligația să completeze acea declarație de integritate. Dacă vreunul din cei care sunt în momentul de față în procesul de validare, validați în declarația de avere, de integritate, va avea un consemn care este în contradicție cu codul de etic, atunci vom lua măsurile de rigoare. În momentul de față nu avem declarații concrete din probe materiale că există vreun altfel de situație. Dar în momentul pe care l-ați invocat pe care noi l-am votat. Domnule Chica, vreau să cei care sunt astăzi aici și nu doar astăzi, și vor fi și în sală, și vor fi și la alegeri. Cred că este momentul în care să alegem în fruntea județului o echipă care să urmărească dezvoltarea județului și să urmărească normalitate. Eu, în momentul în care am ales acest grup, l-am ales pentru județul Neamț și pentru alegători, pentru echipa PNL. Voi fi un cetățean corect față de fiecare concetățeni din județul Neamț și voi fi acolo ca cum a spus dumneavoastră aici, unde 20-30-40 de ani, la fel de iubire, la fel de atacare. Vorbim mai mult, trebuie să facem mai mult. Și aici intervine ambiția și tenacitatea organizației județene. Fiecare își va face strategia care, să știți că în general nu se face publică, strategia de câștigare a unor comune sau municipii care sunt ale PSD-ului acum. Sunt convinsă că e plină de îmblare și veți vedea rezultatele. Nu am niciun fel de ezitare să vă spun că multe din localitățile conduse acum de PSD vor fi galbene după data de 5 iunie. O mențiune, dacă îmi permite să completez, și știu că
deontologic, de obicei după colegii care conduc după ce nu este bine, dar vreau să fie aplicat și concret. În discursul din această conferință de presă ați auzit despre un triunghi în dezvoltarea județului, care era completat cu Târgu Neamț. De asemenea, vă spun că vom trata cu asemenea răspundere și responsabilitate și celelalte localități, cum le-am tratat în anul 2015, când am organizat, consolidat conducerea și la PNL Roman și la PNL Piatra Neamț. A fost un proces pe care l-am început în anul 2014 și aceeași responsabilitate și corectitudine vom avea pentru fiecare localitate. Fie că va fi Târgu Neamț, Rosnov, Picaz, Borca sau oriunde în altă parte a județului. Ne vom bate cu PSD-ul de la egal la egal. Suntem conștienți că în momentul în care sunt primari care au realizări în comună, au o șansă în plus, dar iarăși suntem conștienți că există un vot politic pe care PNL-ul îl va fructifica în aceste alegeri locale.